Salutare și bine te-am găsit la o nouă citire. Îți mulțumesc enorm de mult pentru faptul că te afli aici pe canalul meu, pentru că în felul acesta să știi că încurajezi activitatea mea și bineînțeles că vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre, pentru toate comentariile voastre. Înainte de a începe această citire, vreau să-ți readuc aminte că dacă îți dorești un extra conținut de calitate, dacă îți dorești să vizionezi bonusul zodiacal lunar și alte etalări speciale, o poți face alăturându-te canalului meu de membri. Tot ce trebuie să faci este să apeși butonul Alătură-te și vei fi condus către toți pașii. Cutiamagului.ro, singurul site oficial în care puteți să găsiți produse handmade și produse spirituale încărcate și talismane încărcate și lumânări încărcate și tot ce vă doriți voi legat de practicile spirituale. Să știți că în această perioadă are niște reduceri foarte faine și vă invit să intrați acolo ca să vedeți despre ce este vorba. Dragii mei, suntem aici pentru a face o citire legată de dragoste, sex and partner, da? Love, sex and partner. Este o etalare, zic eu, specială, pentru că nu prea există prin România așa ceva. Bine, se fac niște etalări, dar nu așa cum mi-ar plăcea mie să le fac și atunci o să fac această etalare, bineînțeles, în stilul meu. Îți urez binevenit. Rămâi alături de mine. Hai să începem această frumoasă etalare și prima dată voi extrage niște cărți, bineînțeles, pentru a vedea care sunt aspectele din trecutul tău al acestei relații. Tot ce vreau să faci este să te gândești la persoana respectivă, da? Să ai în minte persoana respectivă. Dacă îți dorești să fii la curent cu tot ceea ce postez eu aici, nu uita că trebuie să apeși clopoțelul și butonul de subscribe. Ok. Aceasta este o carte care tot vrea să iasă. Wow! Wow! Ce este aici? Ce se întâmplă aici? Ce este aici? Ok. Iar dăm peste niște probleme. De fapt, când nu sunt probleme în dragoste, nu? La baza pachetului, arcana majoră, faetonul, în poziția ta, permite-mi să spun că un lucru foarte important se va întâmpla cu această relație în luna iulie. Cineva va decide să plece definitiv din această relație, cineva va alege și mai mult decât atât, cineva va considera că are maturitatea necesară de a merge mai departe. Da? Simt că acest partener își dorește foarte mult să te controleze sau și-a dorit foarte mult să te controleze. Mi se pare că în această relație a fost vorba despre putere, despre teritoriu și despre cine este mai deștept, mai tare. Parcă v-ați duelat, ați fost într-un fel de concurență sau de război. Da? Nu înțeleg de ce s-a întâmplat asta. Aceste mesaje, să știți că nu sunt pentru toți, da? Deci sunt mesaje generale, este o citire generală, deja știți toată povestea, nu cred că mai trebuie să o repet. În trecutul apropiat avem Cavalerul de Spade, 10 de spade și Arcana Majoră, Diavolul. Deci, din trecutul tău apropiat, această relație ți-a devenit închisoare, ți-a devenit dependență, ți-a devenit un punct obsesiv, l-aș numi eu, da? Și toxic, bineînțeles, pentru tine. Partenerul ăsta ți-a spus dintr-o dată, la un moment dat, nu mai vreau să fim în această relație, nu mai îmi doresc această conexiune, da? Și mai mult decât atât, cred că partenerul tău sau tu, bineînțeles, a avut și relații extraconjugale, dacă
sunteți sau ați fost într-o căsnicie. Dacă nu, oricum, aici vorbim și despre înșelat. Da? Este foarte posibil ca tu sau partenerul să fiți într-un semn de aer, gemeni, vărsător, balanță sau capricorn, mai simt aici foarte puternic, da? Tu sau partenerul, iată. Infidelitate, deci discutăm în primul rând despre infidelitate, despre faptul că cineva nu a fost sincer, da? Ori tu, ori partenerul. Lucruri toxice, chiar violență poate în unele cazuri sau minciună, da? Trădare și astăzi ți se pare că persoana asta este foarte rece. Sau tu ești foarte rece, da? Energiile se pot schimba. În prezentul tău avem asul de bâte, împărăteasa, wow, deci este foarte frumos ce se întâmplă aici, și arcana majoră nebunul. Asul de bâte, împărăteasa și nebunul vorbește despre un nou început, să știi. Poate chiar ai reușit să treci peste acest eveniment, poate ai reușit să te recuperezi, pentru că, cel puțin din punct de vedere energetic, lucrurile stau foarte bine acum în prezentul tău. La ce mi-ai putea să te aștepți, știi? Este o etalare foarte puternică, este o etalare care vorbește despre dragoste, despre iubire, despre pasiune, despre plăcere, dar mai mult decât niciodată să știi că este un moment acum în prezentul tău în care ai nevoie să te focusezi destul de mult pe tot ce înseamnă plăcere pentru tine sau poate să găsești o nouă raportare la acest termen, ce înseamnă de fapt plăcere. Pentru că tu te afli într-un punct în care îți spui, băi, am dat atâtea, am oferit atâtea, am fost acolo, am crezut că această relație va funcționa, va merge, va fi super ok și ce să vezi, nu a fost. Nebunul poate arăta dezechilibre din punct de vedere al sistemului nervos. Da, poate vorbim despre un tratament aici, poate vorbim despre posibile căderi din punct de vedere nervos, da? Te simți destul de fragil, te simți destul de vulnerabil, însă permitem să spun că lucrurile vor sta foarte bine pentru tine, să știi, adică nu e cazul să te îngrijorezi. Îți voi și răspunde la întrebarea dacă această persoană se va întoarce în viața ta, pentru că o simt așa, o aud. În viitorul tău apropiat avem 4 de monede, avem regina de bâte și un 8 de spade. Puterea ta personală este predată. Cu ei predat-o tu știi. Lucruri legate de putere, de feminitate, de solaritate, da? Încă ești închis sau închisă în acest cerc al amintirilor. De ce? Cum? În ce fel? Eu nu am fost potrivit, eu nu am fost potrivită. Poate, nu știu, ce avea persoana respectivă și ce nu am eu, da? De ce s-a dus acolo. Voi extrage, să știi, câte o clarificare pentru fiecare carte în parte. Este foarte intrigantă această citire. A existat iubire în această conexiune, răspunde. Da. Această conexiune este bazată pe cele două energii, 5 de bâte și un 7 de bâte. Deci, unul trăgea în stânga, sau unul trage în stânga și unul trage în dreapta. Foarte multe teste, foarte multe provocări. Și așa cum îți spuneam, războiul
de teritoriu. Ce este al meu, da? Sau de fapt lucrul ăla este al meu. Poate exista reproșuri, atacuri și așa mai departe. Cred că unii dintre voi ați avut probleme chiar și cu familia. Cu familia lui sau cu familia ei, nu știu, nu ați fost acceptați, au fost probleme legate de bani, legate de casă, legate de un spațiu în care voi ați locuit. Unii dintre voi chiar ați plecat din acel spațiu, da? V-ați mutat în altă parte. Adică această energie, gândește-te că este o energie ce mie mi-a ieșit aici aproape numai de foc, elemente de foc. Deci asta înseamnă că, pe lângă faptul că totul a pornit ca o pasiune, pe parcurs lucrurile s-au schimbat și din pasiune s-a dat în violență, în instincte primare, înșelat, minciună și așa mai departe. Ok, mai să mergem mai departe să vedem practic ce se va întâmpla cu această relație, cu această conexiune în care tu te afli. Cărțile mi-arată efectiv motivul principal pentru care toate lucrurile s-au dărâmat, da? Și acolo vorbim despre înșelat, clar. Îți voi spune și de ce suferi sau de ce ai suferit. Unii încă mai suferiți după această conexiune, după această relație, care cel puțin energetic, din punct de vedere al cărților, este pierdută. Da. Nici nu putea să fie mai clar de atât. Ești o persoană empată, ești o persoană care pune foarte mult suflet, într-adevăr, în relație sau în conexiune. Dar permitem să spun că modul tău de a vedea lucrurile a fost exagerat sau a fost idealizat. Avem prima carte din punct de vedere astrologic ce arată lascivitatea, dorința sexuală, erotică și așa mai departe. Avem o Venus în berbec, avem cartea cu numărul 11 ce vorbește despre idealism, soarele învărsător, niște idealuri foarte, foarte mari și, bineînțeles, avem o Venus în Scorpion ce vorbește despre secrete, da? Și o Venus în Scorpion este foarte predispusă către infidelitate, să spunem, da? Sau nu neapărat către infidelitate, ci către experiențe multiple din punct de vedere sexual. Deci acestea sunt motivele pentru care relația nu a funcționat, să știi. Și pentru care partenerul și astăzi rămâne totuși pe aceeași energie sau tu ești pe energia asta, repet, da? Adică energiile se pot schimba. Au existat foarte multe secrete, cu siguranță partea asta cu infidelitatea nu s-a întâmplat doar o singură dată, s-a întâmplat de mai multe ori. Este pur și simplu o chestie care există acolo. Nu știu, probabil unii dintre voi vă luptați cu viciul ăsta sau cu tendința asta, da? Pentru că este acolo. Tinzi în continuare să învinovățești persoana respectivă, da? Sau persoana respectivă te învinovățește pe tine, însă ce nu se înțelege aici este că unul din voi l-a văzut pe celălalt ca pe un zeu, l-ați adorat, l-ați idealizat, da? Totul a fost așa, a stat sub un idealism, iar dacă tu ai fost persoana care a făcut asta, este și normal în momentul în care s-a întâmplat practic totul să se distrugă, să se năruiască, da? Pentru că tu erai acolo pe vârful piramidei. Această relație nu va mai avea loc din cauza secretelor. Această relație nu se va mai întâmpla din cauza multor aspecte ce îngroașă, să spunem, gluma, da? Și chiar dacă ai alege, să spunem, să te împaci cu această persoană, crede-mă că situația nu s-ar schimba. Adică cel mult probabil puteți să fiți prieteni cu beneficii, dar mai mult decât atât nu văd în această relație. Îți voi extrage și un card din oracolul înțelepciunii, pur și simplu ca sfat pentru tine. Nu este obligatoriu să-l urmezi. Uite că deja a căzut mesajul. Și mesajul pentru tine este acesta. Clear aura.
Da? 7. Deci ai grijă de corpul tău acum, ai grijă de organismul tău, ai grijă de tine, pentru că este foarte important. Este clar că acum nu te simți bine, nu ești ok, ești căzut, ești demoralizat, ești prăbușit și energetic ești secat, poate nu mai ai putere să îți dorești să mergi înainte, dar crede-mă că lucrurile se vor rezolva pentru tine. Ai cărți foarte bune pentru viitorul tău, care vorbesc despre faptul că experiența asta te-a schimbat, ți-a arătat altceva, ți-a deschis ochii și foarte bine că s-a întâmplat așa. Poate omul ăsta nu te merita sau tu nu meritai persoana respectivă. Sunt niște regrete aici, să știi. Sunt, dar fiecare le trăiește în felul lui. Sper că această citire ți-a plăcut și dacă ți-a plăcut, îmi poți da un like și un share. Aștept comentariul tău în secțiunea de comentarii. Iar dacă îți dorești o ședință privată alături de mine, tot ce trebuie să faci este să accesezi site-ul amostarot.ro sau, bineînțeles, poți să iei legătura cu mine la linkurile de mai jos din descrierea clipului. Până data viitoare, îți doresc toate cele bune și nu uita să ai foarte mare grijă de tine.